Școala Gimnazială Specială din municipiul Pașcani lansează o nouă ediție a proiectului cu tradiție Albastru pentru Solidaritate. În această lună au loc pregătirile, iar în aprilie vor fi mai multe activități. În prima zi din lună, cadrele didactice participă la un curs online de formare continuă. Pe 2 aprilie va fi tradiționalul Marș al Solidarității, care începe de la Școala Gimnazială Specială Pașcani și până în fața primăriei din zona Deal. Știm că se apropie 2 aprilie, ziua internațională de conștientizare a autismului. Școala Gimnazială Specială Pașcani este coordonatoarea proiectului Albastru pentru Solidaritate. Ediția a 11-a se va desfășura anul acesta. Proiectul este inclus în calendarul activităților educative naționale 2024, domeniul educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, poziția 46. A debutat acest proiect în anul 2013 pentru a marca Ziua Internațională a Conștientizării Autismului în unitățile școlare din Pașcani, județul Iași, și s-a extins apoi la nivel național. Cei afectați de autism au nevoie să-i cunoaștem, să-i înțelegem, să-i integrăm și să le respectăm drepturile, dar și să le arătăm de ce merită să iasă din lumea lor și să o cunoască la rândul lor pe a noastră. Programul de activități va fi următorul. Pe 1 aprilie 2024 va fi un curs de formare pentru cadre didactice și copilul cu TSA, cu tulburări din spectrul autist, este elevul meu, curs online de formare continuă pentru cadrele didactice. Pe 2 aprilie se va desfășura Marșul Solidarității, cum s-a făcut în fiecare an. În aceeași zi, de la ora 12, la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu va rula un film despre lumea autistă, iar intrarea va fi liberă. În următoarele două zile, 3-4 aprilie, în mai multe școli din municipiu, va fi organizat un labirint senzorial în lumea autismului. Astfel, cu ajutorul unor echipamente, elevii doritori vor putea simți cum se descurcă un copil cu această afecțiune în viața de zi cu zi. Se va realiza funda umană, va fi un flash mob și apoi un film despre autism la Casa de Cultură a Sindicatelor. În zilele de 3-4 aprilie se va desfășura în școlile din Pașcani labirintul senzorial. Mai multe date se vor găsi pe site-ul școlii, va fi afișat regulamentul de participare și alte informații. Vă așteptăm cu drag și dorim tuturor mult succes, pentru că și de anul acesta să fie să se desfășoare conform programului acest proiect. De precizat este faptul că cea de-a 11-a ediție a acestui proiect este organizată de Școala Gimnazială Specială Pașcani și Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu mai multe asociații și unități de învățământ. Potrivit Ministerului Sănătății, anual, la data de 2 aprilie, la nivel mondial, este marcată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, cu scopul de a dinamiza eforturile de promovare a unei mai bune înțelegeri a autismului și de a crește nivelul de informare a publicului larg, privind nevoile speciale ale persoanelor cu autism și ale familiilor acestora. Prin marcarea acestei zile, medicii își propun să atragă atenția în special a părinților asupra acestei probleme de sănătate, a simptomelor și manifestărilor maladiei, pentru a fi depistate timpuriu la copii. Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care poate apărea la naștere sau până în jurul vârstei de 2 ani. Autismul este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultăți în comunicare și limbaj și este întâlnit în toate tipurile de familii, indiferent de statut, mediu, rasă, etnie, nivel intelectual și altele. În prezent, în întreaga lume, sunt peste 70 de milioane de oameni cu autism. Unul din 160 de copii are o tulburare din spectrul autismului, iar în România sunt declarate oficial aproximativ 8.000 de persoane cu un astfel de diagnostic.